Bună ziua, Tudor Panai, sunt la Lavanda de România și vreau să vă prezint astăzi o noutate. Anul acesta este primul an în care am făcut lavandă la Ghiveci și vreau să vă spun mai multe despre ea. Acum, foarte important ce vreau să vă zic e că există în grădinărit există două variante de a planta o plantă. Una este de a cumpăra planta de mulțire, butașii respectiv sau drajoni sau cum îi numiți, cu rădăcina nudă, adică fără balot de pământ, doar cu rădăcina în aer. Și varianta a doua este să-i cumpărați cu rădăcina într-un ghiveci, într-un balot de pământ. Deci astea sunt cele două variante de a planta. Sau varianta a treia, am exclus-o, e varianta din semințe, pune semințe și răsar plantele. Dar vorbim aici strict la mulțirea din plante din butaș. Deci astea sunt cele două variante. Noi la Lavanda de România până acum, cred că în ultimii 8 ani, am făcut doar butași de lavandă cu rădăcina nudă și de anul acesta am început să facem și butași de lavandă cu la ghiveci. Butași de lavandă la ghiveci au avantajul că pot fi plantați tot timpul anului. Deci nu mai e nevoie să așteptați momentele de primăvară sau de toamnă, primăvara de obicei era luna martie, iar toamna era luna noiembrie, început de noiembrie, poate cândva mai de mult și final de octombrie. Deci acum cu butașii de lavandă la ghiveci puteți face plantarea oricând aveți nevoie, oricând doriți, poate fi vară, poate fi primăvară, poate fi toamnă, deci nu contează, ei sunt deja prinși în ghiveci, îi băgați în pământ, i-a spus apă și aia e tot, e foarte simplu. Haideți să vă spun acum câteva diferențe între cum se plantează cu rădăcina nudă și cum se plantează la ghiveci. Deci plantele, butașii pe care îi primiți cu rădăcina nudă, trebuie plantați numai atunci când este frig afară, deci în afara, când ei sunt în afara perioadei de vegetație, când sunt în repaus vegetativ, pentru că ăla e momentul în care plantele nu, rădăcina nu funcționează. Deci e foarte important, nu încearcă să tragă nutrienți din sol. De asta se plantează numai acele momente. Că vă dați seama, dacă ați încerca să luați butașii de lavandă cu rădăcina nudă și să-i plantați în plină vegetație, să spunem în luna iunie, când ei sunt înfloriți, în momentul în care ați scos din pământ, plantele o să sufere. N-o să fără rădăcina respectivă nu o să mai poată trage apă și nutrienți din sol și planta o să sufere foarte mult, șansele sunt extrem de mari să și moară. Deci de asta e foarte important ca rădăcina nudă să fie plantată doar primăvara sau toamna, când încă sunt în afara vegetației. Într-un mod complet diferit, deci total opus, plantele la ghiveci sunt aceeași butași de lavandă, sunt aceeași plante de lavandă, sunt ușor mai mari sau uneori chiar mai dezvoltate, uneori cu flori, pentru că ele sunt deja prinse, deci ele sunt într-un ghiveci cu pământ special făcute pentru ele și acolo sunt prinse. Rădăcina deja trage apă și nutrienți din acel pământ din ghiveci. Și practic dumneavoastră când primiți acea plantă, acel butaș de lavandă, acei butași de lavandă în ghiveci, aveți o plantă vie care vegetează în plină vegetație. Ce faceți? O luați așa cum e în ghiveci, scoateți ghiveciul, pământul care e pe rădăcină, trebuie să aveți mare grijă să nu se sfarme, să nu cadă pământul de pe rădăcină, să-l lăsați așa cum era în ghiveci și în felul ăsta îl puneți în pământ. Deci asta este absolut tot. Nu-i complicat pentru că planta, ea nu... planta în momentul în care e în ghiveci și e mutată cu tot cu pământ în grădina dumneavoastră, cum e o grădină oarecare, o grădină urbană, cum avem aici, nu mai are nevoie de prindere, pentru că e deja prinsă. Deci ea începe din momentul acela să își dezvolte rădăcina mai mult și iese din balotul de pământ rădăcina și se duce și în pământul din jurul ei. Deci asta este absolut tot. Deci vă dați seama că în felul ăsta puteți planta și în luna iunie și iulie și august, oricând doriți dumneavoastră. Și haideți să vă arăt acum și cum arată acești butași de lavandă la ghiveci pe care i-am făcut pentru anul acesta. Iată, uite, așa arată un ghiveci de lavandă cu un butaș, deci un butaș prins.
Da, vedeți că este destul de dezvoltat. Acum încă suntem în, încă este primăvară afară, deci încă ele, plantele încă de-abia încep să intre pe vegetație. Încă sunt gri, vedeți că frunzele încă nu sunt complet, complet verzi, tocmai pentru că de-abia au început vegetația. Acum, dacă ne uităm mai aproape, putem să vedem și câteva frunze verzi. A început să facă muguri. Haideți să vedem dacă putem vedea și pe cameră. Ele sunt, uitați aici, ăsta este un mugure nou. Nu știu exact cât de bine se vede, dar ce e important e că, uitați și aici jos, un mugure care începe, un mugure nou care a început să se dezvolte. Nu era, mugurele astea nu era asta toamnă, a apărut acum primăvară, în ultimele două săptămâni. Na, e... Așa arată un ghiveci cu plantele de lavandă. Deci dumneavoastră ce trebuie să faceți cu acest ghiveci e să scoateți planta din ghiveci cu tot cu pământ, foarte important, cu tot cu pământ, și să o puneți în grădina dumneavoastră. Acum, grădina dumneavoastră, în general, e o grădină într-un spațiu urban unde nu puteți face plantarea oricând, nu e un câmp unde faceți lucrările de primăvară, lucrările de toamnă. Aici în spate am o amenajare peisagistică într-un spațiu urban. Vă arăt ca exemplu cum poate să arate o amenajare. Lavanda are loc, deci puteți să o plantați unde doriți dumneavoastră, e în funcție de creativitatea pe care o aveți. Puteți să apelați și la un peisagist. Se poate planta oricând, peisagistul nu e disponibil în martie, dumneavoastră nu puteți face pregătirile în martie, să spunem, atunci cumpărați plante de lavandă la ghiveci și le plantați în aprilie, să zicem, sau în luna mai, sau în luna iunie. În luna iunie aveți și avantajul că acest ghiveci, acest butaș pe care îl vedeți la ghiveci acum, e gri și cu frunzele verzi, cu frunzele încă gri și de-abia încep să verzească. În luna mai și iunie ele deja o să fie foarte verzi, stufa o să fie mult mai bogată și o să aibă și un anumit număr de flori. Ăsta pe care, butașul ăsta la care ne uităm acum, dacă e număr crengile care par să dea muguri cu viitoare flori, cred că va face chiar destul de multe, va fi o plantă destul de bogată în flori. Deci va arăta foarte bine undeva în, acum e început de aprilie, să spunem în două luni. În două luni aici vor fi niște flori cam așa de înalte, probabil că vor fi cel puțin 10 flori pe planta asta, deci un butaș în primul an. Deci dumneavoastră puteți planta oricând în primul an, puteți să vă bucurați și de flori și lucrul e mult mai ușor, deci la capitolul plantare și prindere. Pentru că comparat cu rădăcina nudă, foarte multă lume când plantează rădăcina nudă face greșeli la plantare sau plantează prea târziu sau eu știu ce, nu pune pământul afânat la rădăcină și atunci pierde plantele, nu este aceeași rată de prindere. Da, cu aceste plantele deja sunt prinse aici în pământul lor, tot ce faceți e să scoateți cu pământul ăsta, deci nu e complicat, nu trebuie să găsiți pământ special pentru a planta, pur și simplu așa cum e el, băgați dumneavoastră în pământ, în grădina dumneavoastră, într-o groapă făcută pe măsură ca să încapă această dimensiune de ghiveci. Na, ele sunt, dimensiunile sunt 9 pe 9 pe 8, în cum le livrăm, deci cam o groapă de 10 pe 10 pe 10 cm, să spunem, e suficientă să faceți în grădină ca să puneți apoi ghiveciul cu butașul de lavandă de la noi.